Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Scrap Mechanic. Ei bine, episodul acesta vom face primul prototip, să zic așa, de zombie care va avea o butelie explozivă în el, pentru că altfel nu aș avea cum să-l fac să atace baza. Haideți să începem să facem aici și, apropo, am schimbat intro-ul deoarece mi se pare mai frumos ăsta. Salut persoana în parte, nu mai zic salut tuturor, zic cum am zis la început. Și nu știu de ce încep să-mi pierd vocea. Îl vom face pe bază de motor să meargă față-spate. Cred că va avea 4 cuburi lățime. De fapt, îl fac 4 cuburi și să fie 4x4. Înălțimea cam asta va fi. Iar o să fie destul de tare cum va arăta și cum va funcționa. Am eu nevoie, dacă pot să îi bag bombița asta aici. Dar acum nu știu cât de mult bubuie bomba asta. În fine, facem un prototip cu bombă mică și după poate facem un zombie boss cu bombă mare. Doar că asta vreau să le las eu total așa. Și am eu nevoie de bearing-uri ca să putem să-i punem roți să meargă față-spate. De fapt, doar în față va merge mare parte, nu și în spate. Și o să meargă destul de încet. Lăsăm astea așa. Nu va vira. O să punem noi un senzor în față. Aș avea nevoie. Sau aș putea să-i pun, cred că, senzorii în ochi. Ca să putem să detonăm bombița. Și stați așa, pentru că nu vreau să aibă nici față, nici spate. Vreau să arate exact așa. Am eu nevoie să-i pun asta așa. Și nu știu cât de sus ar trebui să mă duc eu cu... Exact ceva de genul acesta și să înțeleg că ăsta ar fi capul ca înălțime. Un senzor o să fie ochiul sau cred că aș putea să vin cu un cub aici. Un senzor să fie ochiul și un senzor să o lumină ceva de genul acesta. Stai așa, deconectez asta, conectăm pe ăsta iar acum. Da, ok, funcționează, să-l pun de la, nu știu, 5 cuburi cred că ar fi de ajuns. Și imaginați-vă că sputganul acela va trage direct în bombă și va bubui unde o să fie nevoia. Voi face eu ochiul acela roșu și ăsta tot roșu. Îl colorăm după, nu e o problemă. Trebuie să-i facem noi brațele undeva pe aici. Nu o să arate chiar ca un zombie sau cel puțin... Nu știu, tot am în cap când zic zombie, l-am pe cel din Minecraft, mai mult sau mai puțin. Dar nu va arăta ca ăla, va fi cu totul altceva. Cred că mai pot să-i fac eu. De fapt, cred că puteam să-i fac mâinile din cuburi, pipe-uri, dar totuși l-aș vrea pătrățos. Ia să-i punem noi, punem așa și așa, pac-pac, ca și cum se joacă pac-pac, ia uite-l. Avem nevoie de un controller. Să-i facem mâinile să se miște și ele sus-jos, cât de cât pe acolo, și voi pune controllerul în spate, conectăm astea două. Nu știu acum dacă să pun pe un buton sau să pun pe un senzor care atinge pământul să-și ia singur. Cred că am putea face asta mai degrabă, sau pe un senzor care pur și simplu e întotdeauna pornit. Iar asta va trebui să se ducă nu foarte mult și să se tot repete, cred. Să se dea negativ, pozitiv, negativ, pozitiv și tot așa, tot așa. Așa, cred că e bine cum le setez, nu știu, vom verifica după. Ia să vedem. Se mișcă mâinile? Nu vreau să se miște în același timp. Da, ceva de genul acesta, merg, e ok, funcționează destul de ok. Acum, asta e, deci când se apropie de bază, boom, puțin mai mult, 6 cuburi cred că ar fi ok. Da, ar trebui să îl salvez după ce terminăm tot, am să-i pun eu roțile. Nu știu acum dacă merge să-i punem roți normale, cred că sunt puțin cam mari. Oh, e perfect. Da, un prototip de zombie mai diferit, așa puțin. Cred că am luat din... Atât. Partea stângă va trebui să o dăm. Băi, ești pe bune? Așa. Uuu, stai. Mamă, este foarte rapid, nu.
Nu, este foarte, foarte rapid. Ne trebuie ceva mult mai încet. Avem nevoie, cred că, de motorul pe curent și îl vom pune noi aici. Mamă, păi ajungea la bază una, două, nu aveam timp să facem absolut nimic. Mă, zombii sunt destul de înceți. Da, zombii sunt destul de înceți, cred că așa e ok, având în vedere că vor fi mai mulți, nu o să fie doar unul singur. Acum, hai să vedem, să-i dăm așa o formă mai normală. Repet, nu vreau să arate ca absolut nimic, nu trebuie să fie comparabil cu un zombie din realitate, ci pur și simplu ne facem noi aici ceva și îl numim zombie. Fiind apocalipsă, fiind astea, îl numim monstru, mai bine, nu zombie. Cred că putem pune astea, sunt de două, perfect, perfect. Și în față aș putea face la fel, nu vreau să-i detonez eu. Cred că am scos eu cubul acela. Nu vreau să-i detonez eu normal, vreau să se detoneze ei la atingere. Eu, în schimb, va trebui să folosesc arme sau ce mai trebuie să-i dobor, să le scor roțile, să-i încetinesc cum aș putea eu mai bine. Punem astea aici așa, deși va trebui să pun, dar după ce terminăm pun bomba aia mai bine. Să lucrăm puțin și la cap, ar fi, sau aș vrea să-i pun niște bări. Niște bări, așa. Atât. Mai mult pentru design, pentru că oricum nu vor avea contact, sunt la nivel cu roțile, mă refer în față, și oricum mâinile sunt primele care vor avea orice tip de contact. Și îl vom face așa. Pot să-i mai pun eu anumite briz-brizuri de astea pe el, pe căpățână. Nu pot accesa motorul? Nu pot accesa, apare motorul după cuburile alea. Ia să vedem capul. Dacă îl fac să se miște capul stânga-dreapta, de fapt nu putem pentru că avem sputgun-ul acolo. Dar o să fie un zombie mecanic. Un zombie ceva. Cred că am putea face aici o chestie, să conectăm astea. Da, îmi place așa, vine frumos. Și la fel și în față. La fel și în față, ok, arată chiar foarte bine. Aici pe cap aș putea să-i fac o mică pălăriuță. Sau ce am putea noi să-i facem, având în vedere că avem... Asta îl pune undeva în spate. Un tubuleț de ăsta. Ce am putea noi să-i facem, uite, dacă aș pune cubul ăsta... Așa, iar pe partea aceasta, orice cum ar ajuta, un cub normal sau... nici nu știu ce am putea folosi aici. Dar arată caragios, dar să sperăm că se va schimba situația după ce îl vopsim. Ia, încă am pus eu mâna asta, e ok, mâna asta e invers, dar dacă o pun ca aia, de fapt n-aș putea să o pun ca aia pentru că nu avem. E ok până acum, este foarte ok. Vreau eu să-i pun valvul ăsta aici, în spate. Sau aș putea să-i le pun pe lateral. O să-i le lași lateral momentan până îmi vine o idee mult mai bună. Să sperăm. Va trebui să-i punem niște șuruburi așa de design. Uite, în laterale. Oho, arată bine. Pe brațe aș putea să-i pun și sus și jos. Astea arată mult mai bine decât chestia aia. Gata, uite așa. Îi mai punem un șurub. Unde am mai putea să-i punem un șurub? Pe roți. Ca și cum roțile sunt prinse acolo. Mâinile nu prea mă încântă. Gata. Mult mai bine. Doar că sunt foarte scurte. Și avem nevoie de ceva puțin mai lung. Cred că pot să-i pun niște găinușe în loc de mâini. Ar fi diferit. Vedem imediat. Îi mai lungim cu o mână și punem găinușe. Îl voi lăsa cu găinușe în loc de palme de ciorfi. Haideți să-l vopsim. Nu prea știu eu. Nu. Da. Culoarea asta e ok. Îl voi face prima oară pe tot verde, apoi mai dăm niște detalii cu sânge, cu ce ar mai fi pe acolo, cu negru. De fapt ar fi frumos să facem un fel de zombie radioactiv, să aibă lime pe el, s-ar potrivi mai bine. Dar repet, prima oară, haideți să-i dăm culoarea asta, repede.
De așa, și după îi facem și niște detalii cu lime, de ce nu? Va arăta, cred că, destul de bine. Așa, mâna, capul, ce mai avem? Mai avem partea asta la cap și gata cu coloratul. Gata cu coloratul pe nuanța verde. Acum, haide să îi dăm cu lime. Pot să fac sputganul din spate? Ok, s-a făcut ceva acolo. Ok, nu prea mai arată deloc a ceva înspăimântător. Și puteam eu totuși să-l fac să scoată și niște zgomote, cred. Când se detona. Nu? Și cred că îi fac absolut toate, tot ce înseamnă pipe-uri pe el. Lime, inclusiv roțile. Ce pipe-uri mai are? Uite aici, aici. La cap. Opa! Nu e nicio problemă că am făcut cubul ăla, oricum o să mai trag așa cu un cub pe aici, pe colo, din lime-ul acesta. Haide așa să se dubleze și acolo va veni bomba, dar uite avem noi astea, Synth Voice. Și astea scot diverse sunete, doar că nu prea avem noi unde să-l facem. Unde aș putea să montez treaba asta? Da, chiar că acum arată foarte dubios și la fel vom conecta pe Switch. Nu, 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 nu-mi place cum sună. Blip, cred că ăsta ar fi cu blip. Ia să vedem ce ne pregătește ăsta cu blip. Oh, da, 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 da. Ia să vedem. Ah, merge, merge. E foarte ok. Fuu. Ok, deci funcționează totul perfect. Haideți să-i punem și niște sânge. Ca și cum criminal aici pe zonă. Așa, mai facem și un șurubel. Și un de-asta. Și mâna. Cam atât. Ia să vedem, îl salvăm noi aici. Arată destul de interesant și îi punem numele Zombot. Zombot, gata. Avem primul Zombot creat. Și va trebui să introduc eu bombița, să rulăm un test și o vom face tot radioactivă. Frumos. Și ia să vedem, trebuie să-i pun cubulețul ăla și să-l salvez odată și așa, ca să nu stau de fiecare dată să pun bomba pe el. Ok, save, zombot, armat, adică are aia acolo și e gata de distrugere. Acum... ce va trebui eu să fac? Degeaba fac un test la baza mea pentru că momentan nu aș vrea să-mi stric baza. Va trebui să construim un perete de metal. Va trebui noi să facem aici un perete de metal și să vedem... hai să, nu știu, să-i facem o grosime de 3, ca și cum să pretindem că e un perete de la baza noastră. Să vedem ce s-ar întâmpla, să zicem, dacă vin vreo 10 de ăștia. Bum, nu, nu, nu încolo. Dorule, dorule. Ia-o în partea asta. În partea aia e bază. Nu știu, punem 3 momentan. Ia să vedem. Cred că se bubuie între ei. Sunteți gata? Și... hop! A luat foc? Bum! N-a atins peretele deloc. N-a atins peretele deloc. Ăsta se duce să-l atace pe ăla. Deci, peretele aparent nu a suferit absolut nimic, nicio modificare, nicio nimic, pentru că probabil sunt mâinile astea prea lungi și nu a putut să ajungă. Ia să vedem, încercăm o versiune fără mâini. Haide mă, șterge-te. Încercăm o versiune fără mâini, că până la urmă n-are ce să facă cu mâinile și să vedem, să-i dau astea din cale, să sperăm că... o să se strice, îi dăm la 4, adică să fie foarte aproape și... haide!
Haide, sparge, te rog. Mamă. Măcar, stai așa, hai să încercăm și altfel. Punem noi bombița asta aici și încerc eu să o sparg. De ce te-ai bubuit? De ce nu bubuie? Mamă, deci trebuie să fie extrem, extrem de aproape pentru a face chestia asta. Dar, cu bomba mare, oare trebuie să fie la fel de aproape? Categoric. Și să zicem că pun exact lângă. Mie să nu fie că dacă nu face parte din el, nu trage. Oh, oh, oh. Deci, ar trebui să lucrăm noi bine. E destul de ok și ăsta, acum, na, depinde. Ia, dau așa, dau așa. Și te dau pe tine să te activezi exact când ai atins peretele. Ia să îl dăm noi aici aproape. Aparent cubul de metal nu îl rănește. Dar, oare alt cub rănește? Pentru că totuși vreau să-l folosesc, arată bine. Hai să facem un perete de carton. Uite, mașina mea toată e din carton. Ce se întâmplă dacă un zombie... No. Ce se întâmplă dacă un zombie îmi vine exact lângă mașina mea de carton? Să-i tai mâinile? M-am blocat în el. 2. Și îl voi pune cu fața la acest perete. Haide. Deși a spart un cub acolo, se poate vedea. Să zicem că ăștia mi-atacă mie mașina. 2 cuburi. Deci ăștia îi voi păstra totuși. Ce am putea să facem, un mic upgrade? Am putea să facem un fel următor. Să scoatem bomba puțin mai în față. Exact așa. Cred că ar schimba. Cred că ar schimba destule. Le tăiem aici mânuțele și îl pun tot cu fața invers. Aici. Ia. Haide. Acum chiar ar trebui să spargă pentru că ar fi diferență doar de un singur cub. Ia. 3, 2, 1 și... BOOM! 2 cuburi. Deci apare în bomba asta, e jalnică. E jalnică tare. Pe bune? Păi și la un cub distanță nu poți să faci nimic? Sau care-i treaba? Păi și cum? La un cub distanță nu mai bubui. Ia. Da, deci aparent dacă mai e un cub distanță, ea sparge doar acolo. Păi, cred că am putea face zombie cu încărcătură dublă. Sau triplă. De ce nu? Ca și cum le iese pieptul și chestiile, ia. Cam asta ar fi ultima mea versiune de robot. Ca să, totuși ca să păstrez și ăsta și îl vom testa pe peretele de metal. Ia să vedem. Ultima încercare. Nu, am uitat de 6. Am uitat de ăla. Dubla 58. Îi voi pune doar în față. Tăie mâinile rapid. Dăm pe tine pe 2. Dăm pe tine așa. Și îl voi pune aici direct. Oh! Deci a spart zid de 2. Deci cam așa ar trebui să arate, ar trebui să fac eu acum puțină curățenie pe aici, un final așa exploziv. Să sperăm că nu stric nimic ce ar trebui pe aici. Poate ne sar bombele astea prin casă, că atât ne trebuie. Dar... vedem, riscăm. Deci cam ăla ar fi modelul de zombie. Episodul următor o să facem zombiul boss, să zic așa. Să sperăm că nu îmi strică nimic. Mamă, a ajuns ceva pe acolo. Ajunsese ceva pe partea aia. Sunt foarte multe cuburi pe aici. Sau ar merge să fac un fel de zombie care să catapulteze, mă gândesc. Să catapulteze o bombă. Oricum, episodul acesta îl las aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și noi ne vedem iarăși la ora 2 cu un nou clip și pe seară live stream. Așa că vă aștept pe data viitoare. Pa, pam!